Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Carburanții urmau să se scumpească de mâine, însă Ministerul Economiei s-a plâns în instanță care, surprinzător de repede, a decis suspendarea ordinului ANRE. Democrații promit salarii mai mari pentru primari și angajații primăriilor. Experții salută decizia, dar spun că PDM vrea să obțină dividende pentru alegerile parlamentare. O fată a murit la Recea după ce mașina în care se afla a fost grav accidentată. Automobilul era condus de un polițist care, potrivit oamenilor legii, s-ar fi aflat în stare de ebrietate. CEDO a dictat 12.000 de euro în calitate de despăgubiri pentru Anatol Mătăsaru și soția sa. Cei doi au fost împiedicați să protesteze paștii și au fost încătușați ilegal, au constatat magistrații de la Strasbourg. ANRE a anunțat astăzi scumpirea carburanților, iar Ministerul Economiei a cerut amânarea ordinului. La câteva ore, instanța de judecată a suspendat decizia, astfel că prețurile pentru benzină și motorină vor rămâne ca și până acum. Potrivit anunțului făcut la amiază de ANRE, prețul la benzină urma să fie de 19 lei 49 de bani per litru, mai mare cu 39 de bani față de perioada anterioară, iar motorina urma să se scumpească cu 25 de bani și să coste 17 lei 25 de bani. Noile prețuri plafon de comercializare a carburanților urmau să fie valabile pentru următoarele două săptămâni. La câteva ore de la anunț, Judecătoria Chișinău, la cererea Ministerului Economiei și Agenției pentru Protecția Consumatorului, a suspendat ordinul. Într-un comunicat de presă al Ministerului se spune că respingerea cererii reclamanților prin neaplicarea măsurilor de asigurare cerute cu suspendarea executării actului administrativ contestat ar veni incontestabil în contradicție cu interesele sociale economice ale societății și a membrilor ei, dintre care și consumatorii finali, se menționează în încheierea Judecătoriei Chișinău. Decizia instanței se execută imediat, însă poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la comunicare. Aceasta nu este prima dată când ordinul ANRE este suspendat de magistrați. Anterior, pe 12 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Buicani, la fel a suspendat ordinul ANRE. Decizia a fost luată și pe fundalul protestelor unor șoferi în Piața Marii Adunări Naționale care au cerut ieftinirea carburanților. Aceștia au spus atunci că benzina trebuie să coste cu 4 lei mai puțin, iar motorina cu 6 lei. Europarlamentara Monica Macovei consideră că reacția guvernării de la Chișinău la rezoluția Parlamentului European este una ipocrită și perfidă. Într-un interviu pentru Europa Liberă, aceasta a menționat că liderul PD se contrazice atunci când spune că democrații rămân fideli cauzei europene, dar vor ignora condițiile impuse de UE. De partea cealaltă, vicepreședintele PDN Vladimir Cibotari a menționat astăzi că rezoluția este neplăcută, însă partidul va găsi mijloace pentru a reduce efectele negative. Un răspuns contradictoriu în sine. Adică domnul Plahotniuc afirmă că partidul său rămâne fidel cauzei europene și mai spune, ca să-l citez, PD rămâne de plin angajat în procesul de reformă occidentală în țara noastră. Dar tot el spune că nu va mai ține seama, ca înainte, de condiționalitățile Uniunii Europene. Asta nu e o contradicție? Adică cum? Rămâi fidel cauzei europene, dar nu ți seama de cerințele Uniunii Europene, că sunt cerințe. E un drum pe care am mers cu toții spre integrare, nu? Monica Macovei a menționat că instituțiile europene și Parlamentul European nu ajută opoziția de la Chișinău. Sunt partid, nu are majoritate, niciun grup politic nu are majoritate. Suntem 751 și Partidul Popular European are în jur de 270-280, ca să vedeți că nu e majoritate. Dar când spui asta că noi ajutăm opoziția să ajungă la putere, eu răspund, dar voi ați împiedicat opoziția să ajungă la putere după ce au fost alegeri libere și corecte. Deci pasul greșit voi l-ați făcut. Și noi vă spunem, ați greșit, reveniți. Ori pentru că nu vrea să revină, și vrea să țină toată puterea pentru el, adică să refacă probabil și alegerile pentru primăria Chișinău și cine știe cum o să fie de data asta, ne dă această replică, dar de asta spun că e contradictorie în sine. Cine a greșit aici? Este un răspuns, cum să spun, întors așa, pe toate părțile, perfid și ipocrit. Solicitat de TV8 să comenteze afirmațiile Monicăi Macovei, purtătorul de cuvânt al PD a menționat că eurodeputatul are tot dreptul să facă orice fel de declarații. Dumnezeu și-a susținut poziția pe care a avut-o în cadrul votării și în cadrul dezbaterilor în Parlament. Ar fi fost straniu să se expună altfel să nu susțină aceeași poziție pe care a avut-o. Deci este o poziție clasică a unui partid care și are susținătorii săi
în alt stat, în cazul pe Republica Moldova. Tot astăzi, vicepreședintele PD, Vladimir Cebotari, a menționat că rezoluția recentă a Parlamentului European ar urma să-i afecteze pe cetățenii moldoveni, dar partidul va găsi soluții pentru a diminua efectele negative. Această rezoluție, care a fost aprobată în mare grabă, fără discuții și clarificări, a admis un șir de declarații care sunt, aș zice eu, false, greșite sau piste de lansare greșită politică pentru unii. Noi ne facem lucrul într-o manieră poate mai calmă, serioasă, dar așa cum a fost discutată, nu schimbă pentru noi nimic abordarea în cursul nostru european. Rezoluția privind criza din Republica Moldova a fost votată la sfârșitul săptămânii trecute de către 343 de europarlamentari. Documentul urmează să fie discutat în cadrul Comisiei Europene, decizia căreia este una finală privind asistența financiară destinată Republicii Moldova. Democrații promit salarii mai mari pentru primari și angajații primăriilor. Majorările ar urma să aibă loc din august, potrivit anunțului făcut de vicepreședintele democrat Vladimir Cebotari, care a spus că lefurile ar putea crește cu până la 50%. Experții salută inițiativa, însă consideră că prin acest proiect PDM vrea să obțină mai multe foloase politice la alegerile parlamentare din toamnă. Vladimir Cebotari s-a arătat sigur că proiectul va trece de ambele lecturi în Parlament până săptămâna viitoare. Și această creștere salarială urmează să fie efectuată chiar din acest an, chiar foarte probabil din luna august deja. Deoarece chiar în această săptămână urmează și săptămâna viitoare să fie aprobate în două lecturi două proiecte de legi. Deocamdată însă au fost alocați bani doar pentru primele 6 luni, iar pentru anul 2019, perioadă post-alegeri, sursele încă urmează a fi identificate. Întrebat dacă proiectele lor vin să liniștească societatea după ce asistența macrofinanciară a fost suspendată, Cebotari a spus că pe ei nu interesează finanțarea UE. Pe noi nu ne deranjează vin acei bani sau nu vin. Sunt niște proiecte la care cel puțin în Partidul de Democrat. Nu vin spontan. La noi nu apar planurile și ideile făcând cerc în stradă. Unii experți consideră că prin majorarea salariilor funcționarilor din primării, guvernarea va obține susținere politică. Evident, în ajung electorală, toți încearcă să facă lucruri frumoase ca să fie aleși. Majorarea salariului la primari, cea mai rațională decizie, din ce considerați? În primul rând, din adevărul cer de mult timp. În a doilea rând, primarii totuși sunt o forță puternică la nivel local. Unii primari spun că ar fi mai bine ca guvernul să le ofere soluții pe termen lung pentru a putea să majoreze salariile angajaților cu propriile forțe. S-ar putea de gândit la impozit pe venit antreprinderilor ca să fie defalcat completament în bugetele locale. Vă spun că aici statul poate să meargă pe o cale care declară să produce în postura de erou, dar de fapt pur și simplu să scoate barierele pe care le au primările și să majoreze singuri salariile. Contactat telefonic, președintele Consiliului Autorităților Locale, Tatiana Badan, a spus că nu a fost informată despre existența unor astfel de inițiative și că o ședință între membrii CALM și autorități asupra acestui subiect va avea loc mâine la guvern. Între timp, directorul executiv CALM, Viorel Furdui, a menționat pentru TV8 că susține această măsură, pe care însă o consideră cam întârziată, deoarece situația în administrațiile publice locale este gravă, atestându-se și un deficit mare de specialiști. Reformarea sistemului de dizabilitate dă mari bătăi de cap persoanelor cu nevoi speciale. Aceștia se plâng că trebuie să stea zile întregi la rând în cozile enorme pentru a-și depune dosarul de prelungire a gradului de dizabilitate. Noi nu, la nimeni nu trebuiem, că de-am suntem pensionieri. Dar la pensionieri nimic de-amă nu le mai trebuie. Trebuie să te pui într-o raclă, să mori și mai mult nimic. Spuneți-i lui prezidentul Moldovei, nu se dânseze cu Filip Chircora, dar să dea la lume cei ce au muncit și cei ce li trebuiește de dat sănătate înapoi. Ani întregi au muncit. Ce răspuns au autoritățile, aflați imediat în buletinul de știri. Un polițist care s-a aflat în stare de ebrietate la volan a provocat un accident grav de circulație în satul Recea, raionul Râșcani. Mașina pe care acesta o conducea a ieșit pe contrasens pentru o depășire și s-a izbit de un camion. O tânără aflată în automobil a murit pe loc, iar alte 3 persoane, printre care și șoferul, au fost rănite. Accidentul a avut loc noaptea trecută. Potrivit IGP, polițistul care se afla la volanul automobilului va fi cercetat penal. Alte circumstanțe ale producerii tragediei se stabilesc.
Moldoven a fost omorât în bătaie în fața unui restaurant din Moscova. Tânărul ar fi încercat să oprească o încăierare la care participau în jur de 20 de persoane. Soția bărbatului, care a asistat la întreaga scenă, spune că l-a rugat să nu se implice, dar nu a ascultat-o. Se presupune că tânărul a murit după o lovitură puternică la cap. Tragedia a fost surprinsă de o cameră de bord. Vă avertizăm că imaginele vă pot afecta emoțional. Cazul a avut loc acum două zile lângă un restaurant din Moscova. Moldoveanul, în vârstă de 30 de ani, și soția lui veniseră acolo pentru a sărbători ziua de naștere a unui prieten. După ce au petrecut, cei doi au chemat un taxi și deja intenționau să urce în automobil, când bărbatul a decis să oprească o bătaie de proporții. Soția acestuia a povestit pentru un post rusesc că l-a rugat să nu se implice, dar fără folos. Potrivit imaginilor de la o cameră de bord, moldoveanul a căzut jos după ce a fost lovit cu piciorul în cap. Acesta nu s-a mai ridicat. Ударили, он упал. Он сразу посинел. Вот это сразу синее было. Мы подумали, может быть, он ударился головой, у него приступ. Мы повернули его на бок. Потом поняли, что сердце остановилось. Se mai vede cum lângă victimă s-au adunat mai mulți oameni. Mai apoi a fost solicitată și o ambulanță. Medicii legiști au stabilit ulterior că bărbatul a suferit o traumă puternică la cap. După ce a fost lovit cu piciorul, el s-a izbit violent cu capul și de asfalt. Liderii opoziției au explicat de ce Dorin Chirtoacă nu a fost lăsat să vorbească pe scenă în fața Marii Adunări Naționale, la unul dintre protestele Mișcării de Rezistență. Invitați la emisiunea Nataliei Morari, aceștia au spus că fostul primar general trebuie să lupte cu dictatura și nu să testeze dacă este sau nu iubit de popor. Acesta poate protesta și în piață, nu neapărat de pe scenă, spun ei. Он был огорчен тем, что его не принимают на сцену, к примеру. Скажите, а мы для чего выходим туда? Давайте я не выйду на сцену в следующий раз. Да, если вы спросите у наших коллег. Мы не хотели выходить на сцену. Если вы хотите, мы не будем выходить на сцену. Мы же там не выходим. А я говорю, на что я не хочу. Дорин Киртака хочет вместе с вами. Не, он, пусть Дорин, он... Дорин Киртака должен понять, что это не место для того, чтобы он сейчас проверил, насколько люди его любят или не любят. Мы сейчас боремся с диктатурой. Если он хочет бороться с диктатурой, и он хочет, чтобы в нашей стране должна была демократия, пусть он собирает своих соратников и приходит на эти протесты. Распунсу лю Дорин Киртака Toacă nu a fost așteptat mult. Acesta a scris pe pagina sa de Facebook că unirea și punctum. Acesta este răspunsul, dar anume în limba română, la ceea ce ați spus în limba rusă. Chestiunea cu mă iubește, nu mă iubește este din opera cu fetițe care ghicesc în romanițe. În dictatură nimeni nu măsoară nimic. Toți se unesc și dau jos regimul. Pe mine mă întreabă oamenii de mulțime de ce nu iau cuvântul. Le-am spus că vă opuneți. Nu m-au crezut. Le-ați demonstrat-o. În același timp, Maia Sandu și Andrei Năstase au menționat că oamenii care ies în stradă nu vin să protesteze pentru PAS, PPDA sau PLDM, ci pentru că la următoarele alegeri să aibă siguranță că votul lor contează. Următorul protest organizat de Mișcarea pentru Rezistență Națională a fost planificat pentru 26 august. Diaspora spune ajunge. Cu acest slogan, moldovenii de peste hotarele țării se mobilizează pentru a forma celule de rezistență și pentru a protesta față de guvernarea de la Chișinău. Pe rețelele sociale au apărut mai multe filmulețe prin care reprezentanții diasporii îndeamnă oamenii să nu fie indiferenți și să se implice pentru a schimba lucrurile din țară. Guvernanții nu au avut o reacție la aceste mesaje. Unii oameni au ieșit în stradă în grupuri în mai multe orașe din Europa, iar alții au apărut în filmulețe singuri. Moldovenii din Londra au creat o celulă de rezistență. Acum ca niciodată, Moldova are nevoie de noi. Ajunge! O dictatură cade atunci când poporul este unit și organizat strategic. Diaspora s-a organizat și spune guvernării, ajunge! Dacă noi, antreprenorii, fugim din țară, înseamnă că e cateț, ajunge. Toți au avut un mesaj similar, ca cetățenii din toate țările și orașele lumii să se unească prin intermediul rețelelor sociale și să protesteze față de actuala guvernare. Ei sunt puțini, dar noi suntem mulți. Ei sunt organizați, noi vom fi mai organizați. Pe 26 august voi participa la protest pentru că îmi pasă țara în care m-am născut. Eu spun cecului, ajunge. Am demonstrat că diaspora e o forță. Trebuie să rămânem uniți. Mergem până la capăt.
După invalidarea alegerilor din 3 iunie din municipiul Chișinău, în capitală au avut loc mai multe manifestații de proteste. La ultimul eveniment de amploare, participanții au adoptat unanim o rezoluție prin care au cerut validarea alegerilor, anularea sistemului mixt și demiterea magistraților care au pronunțat deciziile judecătorești. Pe lângă suferința fizică, zeci de oameni cu dizabilități sunt nevoiți să treacă și prin alte chinuri, cel al indiferenței și al birocrației. Aceștia se plâng că trebuie să stea zile la rând în cozile enorme pentru a-și prelungi gradul de dizabilitate la Direcția Asistență Socială din sectorul botanică. Deși anterior, Ministerul Sănătății a dat asigurări că în câteva săptămâni această situație se va rezolva. Și astăzi, în fața direcției, au curs lacrimi de disperare și indignare. Cu ochii în lacrimi, oamenii spun că au obosit să bată drumul pentru a obține prelungirea gradului de dizabilitate. Stăm de mult câte zile și așteptăm. De fiecare zi ne certăm și nu ne putem nici cum ajunge la masă și să dăm documentele. Nici cum. Trei săptămâni. Trei săptămâni ne-au dat documentele de la policlinic, vă pot arăta data și uite, vin de fiecare rază aici și nu pot intra nicicum. Eu am fost prima dată, m-au programat pe astăzi, dar eu nu sunt sigur ca să ajung, fiindcă sunt mulți, nu sunt sigur ca să ajung la dânșă ca să-i depun actele. M-ai venit într-o zi și am stat și nu m-a ajuns rândul. Am venit în altă zi și m-am programat că să vin azi și azi e că am venit și eu tot bărbatul bolnav l-am lăsat acasă. Și am venit și subtușă. O altă femeie spune că astăzi a fost programată la Comisia de Expertiză a Vitalității, care se află în incinta policlinicii numărul 3 din sectorul botanic al capitalei. Însă, ajunsă acolo, ar fi găsit un bilet pe ușă prin care a fost anunțată că trebuie deja să se adreseze la Direcția Asistență Socială de pe strada Titulescu. Medicul de acolo, de la spital, că nici nu știu cum îi spune, știi ce ne-a spus? Vinovată e Maia Sandu și Năstase. Eu aș vrea să știu care e vinovată. Cu ce e vinovată Maia Sandu și Năstase? Cu faptul ei nu sunt la guvernare. Cu ce îți vinoveți? Cu faptul că nu ne trimite aici și e haos? Cu asta îți vinoveți? Scuzați-ne, domnilor guvernanți, scuzați-ne, trimiteți-ne pe toți de aici, distrugeți-ne pe toți. Dar ce mai rămas? Au rămas niște oameni care stau în două de astea costile și așteaptă aici la rând? Noi nu, la nimeni nu trebuie, că de-am suntem pensionieri. Dar la pensionieri nimic de-amă nu le mai trebuie. Este trebuie să te pui într-o raclă, să mori și mai moc nimic. Ia nu uitați-vă câtă lume aici săraca cu ochii în lacrimi. Ca și mine, ca și fiecare om care are durerea și o duce în suflet. Spuneți-l lui prezidentul Moldovei, nu să dânseze cu Filip Chircora, dar să dea la lume cei ce au muncit și cei ce li trebuiește de dat sănătate înapoi. Ani întregi au muncit. Eu am 300 de lei pensia. Spuneți-mi, pot să trăiesc eu în viața mea mai departe? Am încercat să discutăm și cu responsabilii direcției. Inițial, aceștia nu au dorit să discute cu echipa TV8, iar ulterior au oferit un scurt comentariu. Spuneți-ne câteva cuvinte, de ce fugiți din noi? Ce să vă spun, doamnă, ce să vă spun? Toată lumea lucrează conform legislației, avem reformă în sistem, sunt de servis toți pacienții, nu facem încălcări, suntem de la oră până la oră la serviciu. Este foarte, foarte multă lume care trebuie de servită zilnic. De ce eu trebuie să stau într-așa rând sau fiecare dintre noi să stie o zi întreagă, bolnav? Ascultați, noi deservim tot Chișinău și suburbiile lui. Contactat de TV8, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății ne-a spus că majoritatea structurilor teritoriale pentru prelungirea gradului de dizabilitate au fost deja selectate, iar în scurt timp problema va fi rezolvată. Deja la Ciocana se lucrează de săptămâni de zile, este angajat personal, deja acolo se recepționează actele. Ține din centru și Rășcanți, este în proces concursul. La Botanica este deja persoana angajată pentru că ea lucrează. Săptămâna asta venea și Ialoveniu și Dubăsari la Botanica, dar deja acolo au fost selectate persoanele și au fost instruite și de săptămâna viitoare ele deja au să lucreze. Noul mecanism de determinare a dizabilității a fost aprobat de guvern încă în luna martie. A luat 10 pe linie la bacalaureat după ce a depus o contestație la limba română. Mi-era frică cel mai tare de examenul de limbă și literatura română, deoarece este un obiect care lasă loc de multe interpretări și niciodată nu știi dacă este corect opinia ta sau cea din barem. Și de aceea m-am pregătit foarte mult la acest obiect, mai mult decât la celelalte. Ce planuri de viitor are proaspăta absolventă aflați imediat.
Fostul vicepretor de Buicani, Vasile Mistreanu, acuzat de corupție, a fost astăzi condamnat. Acesta s-a ales cu amendă în valoare de 60.000 de lei. Totodată, Mistreanu va putea ocupa funcții publice timp de 3 ani. Fostul vicepretor este învinuit că ar fi estorcat 20.000 de lei de la un agent economic pentru instalarea unui gard de protecție. Potrivit denunțătorului, acesta ar fi spus că poate influența anumiți funcționari publici din cadrul preturii Buicani să autorizeze instalarea unui gard de metal pentru a izola proprietatea privat agentului economic de drumul public. Neînțelegerea dintre cei doi a urmat după ce agentul economic i-a achitat doar jumătate din suma estorcată, refuzând să-i mai ofere alți bani. Sentința de astăzi poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile. Pe parcursul procesului, Mistreanu s-a declarat nevinovat. Cunoscutul protestatar Anatol Mătăsaru și soția sa vor primi 12.000 de euro în calitate de despăgubiri fixate de CEDO. Aceștia au reclamat că au fost reținuți ilegal de poliție de mai multe ori în urma unor proteste. Respectiv, Curtea pentru Drepturile Omului a condamnat Moldova pentru încălcarea dreptului la proteste pașnice și pentru detenție ilegală. Unul din incidente a avut loc pe 18 decembrie 2008, de ziua poliției. Atunci Mătăsaru a vrut să protesteze în centrul capitalei cu un măgar și un porc. Activistul însă a fost reținut înainte să se pornească spre Piața Mare a Adunării Naționale pentru 5 ore. Lasă-mă în pace, securiștilor, m-ați... Toată viața m-ați închis și dizi... Pentru ce spuneați? Nu opuneți rezistență, vă rog! Ulterior, cu un an mai târziu, pe 29 ianuarie 2009, deja de ziua procurorilor, Mătăsaru a protestat din nou, însă și de această dată a fost luat pe sus de polițiști. Mai târziu, activistul a fost achitat, iar acțiunile poliției au fost considerate ilegale. După aceasta, Mătăsaru și Savițchi s-au adresat la CEDO. Jurnaliștii au inițiat proceduri civile împotriva statului, obținând câștig de cauză la CSJ, în unanimitate violarea articolului 5 și 11 din Convenție, pentru împiedicarea protestelor pașnice și pentru detenții legale și a decis să le acorde celor doi 8.000 de euro cu titlul de prejudiciu moral și 4.000 de euro cu titlul de costuri și cheltuieli. Inundații puternice în România, meteorologii au emis o avertizare de cod roșu pentru mai multe județe, între care Vâlcea, Gorj și Argeș, care expiră după ora 20. Noaptea trecută, dar și în această dimineață, a plouat puternic și în București. Presa scrie că nivelul apei a atins jumătate de metru în unele locuri, iar din această cauză mai multe străzi au fost inundate. Bună dimineața! N-aveți curat să ieșiți? Încă nu? Am înțeles. Când au ieșit astăzi din casă, o mare parte din bucureștini au rămas șocați să vadă străzile pline cu apă și mașinile care efectiv pluteau. Pe o stradă din sectorul 3, ploaia torențială a inundat subsolurile mai multor blocuri. Impresionați, oamenii și-au scos telefoanele și au filmat străzile afectate de ploi. Haideți să plecăm la muncă. Ne-am îmbrăcat corespunzător. Și așa vom merge noi la muncă în dimineața aceasta. Nu o să mai comentez, o să las imaginile să vorbească. Apa a pătruns și în câteva autobuze, iar în unele curți și subsoluri a fost solicitată intervenția pompierilor. Deci așa arată acum la 6 dimineața. Vedeți cum arată la ora 4. Potrivit Digi24, astăzi va continua să plouă în majoritatea regiunilor și se vor strânge din nou mai mult de 30 de litri de apă pe metru pătrat. Local vor fi tunete și fulgere și noaptea vor cădea ploi în estul și nord-estul României. Vremea se va încălzi în București în a doua parte a săptămânii. Operațiunea salvatorilor din Thailanda s-a soldat cu succes. Toți cei 12 copii și antrenorul lor care au stat blocați mai bine de 2 săptămâni într-o peșteră au fost scoși la suprafață. Între timp, primii copii ajunși la spital încep să-și revină de pe urma calvarului din grotă. Pe lângă tratamentul medicamentos, copiii primesc și consiliere psihologică pentru a trece mai ușor peste trauma captivității. Cei 12 băieți au intrat în peștera din nordul Thailandei în data de 23 iunie împreună cu antrenorul lor de fotbal și au rămas blocați în subteran după ce ploile puternice au inundat grota. Aceștia au fost găsiți după 10 zile de la dispariție. Băieții și antrenorul lor se refugiaseră pe bucata de stâncă la aproximativ 4 km distanță de ieșirea din peșteră. Echipele de scafandri le-au furnizat de atunci alimente și îngrijiri medicale, iar un salvator a murit în timp ce le aducea oxigen.
A luat 10 pe linie la bacalaureat după ce a depus o contestație la limba română. Este povestea Mariei Magdalena Poșoga, absolventa liceului Mircea Eliade din Capital. Fata a avut puține emoții la testul de limbă și literatură română, dar în urma contestației nota a fost schimbată în 10. Proaspătă absolventă nu are de gând să plece din țară. Spune că și aici sunt nevoie de specialiști calificați și cu viziuni moderne. Vrea să se facă medic, așa că abia așteaptă să depună dosarul la Universitatea de Medicină. Pentru că a studiat la profilul real, examenele la matematică și chimie au fost simple pentru Maria Magdalena Poșoga. De la proba la limba engleză, tânăra a fost eliberată după ce a susținut examenul internațional. Doar la testul de limba română a avut emoții, însă după ce a contestat nota, a luat 10. Mi-era frică cel mai tare de examenul de limba și literatura română, deoarece este un obiect care lasă loc de multe interpretări și niciodată nu știi dacă este corect opinia ta sau cea din barem. Și de aceea m-am pregătit foarte mult la acest obiect, mai mult decât la celelalte. La matematică și chimie a fost, nu pot spun că am fost surprinsă, deoarece mă așteptam la acest rezultat după ce am muncit foarte mult. Proaspăta absolventă spune că nu a avut nopți nedormite înainte de examene, deoarece a învățat zilnic timp de 12 ani. Cel mai mult pentru reușitele Magdalenei s-au bucurat părinții și profesorii. A fost foarte mândră de rezultatele mele, deoarece împreună am depus o muncă asiduă. Eu fiind de 12 ani în acest liceu, am cunoscut profesori care într-adevăr se dedică trup și suflet muncii lor. De mică și-a dorit să devină medic, așa că din toamnă va merge să studieze la Universitatea de Medicină Nicolae Testimițanu din Chișinău. Abia aștept să vin 1 septembrie să merg la studii, deoarece este un domeniu pe care l-am ales, a fost o decizie luată din suflet. Eu fiind foarte altruistă și vreau să ajut cât mai mulți oameni, de aceea medicina a fost un domeniu pe care într-adevăr l-am dorit. Din cauza salariilor mici, inițial Magdalena și-a dorit să meargă la o facultate peste hotare. Ulterior, fata a decis să rămână acasă în speranța că lucrurile se vor schimba. Am decis că rămân acasă deoarece și țara noastră are nevoie de elevi cu 10 pe linie, mai ales în medicină. Este nevoie de mulți specialiști la noi în țară, iar acest lucru trebuie să-l conștientizeze cât mai mulți tineri. Tânăra se implică activ și în activități de voluntariat, participând la mai multe proiecte naționale și internaționale. Îmi place foarte mult să citesc, aceasta fiind una din pasiunile de bază, și timpul liber alerg, înot, joc volei, foarte tare îmi place să joc volei, mă spate mai multe participări la campionate naționale și acest lucru foarte mult m-a învățat cum să trec peste de greutăți, cum să mă ambiționez și să perseverez. Între timp, absolventa și-a găsit și un job pentru perioada de vară. Nu pot spune că am hotărât pentru că am nevoie, a fost o propunere și am decis să iau în calcul, deoarece mai umpli timpul liber și îl petreci cumva într-un mod productiv. Mesajul tinerei pentru viitorii absolvenți este să-și stabilească prioritățile, să muncească zilnic, iar succesul va veni neapărat. În acest an, la bacalaureat, 6 elevi au luat 10 pe linie. Aceștia au primit diplome din partea Ministrului Educației. Trei bărbați din Rusia au bătut cu pumnii și picioarele un șofer de taxi pentru că nu a vrut să plătească cursa. După ce l-au snupit în bătaie, bărbații au lovit cu cărămizi în șoferul de taxi. Incidentul a avut loc în orașul Iacuțsk. Pasagerii l-au scos cu forța din mașină și l-au trântit la pământ. Martorii susțin că șoferul striga după ajutor. Câțiva bărbați au sărit în apărarea victimei, iar unul dintre ei a fost rănit în altercație. Poliția i-a reținut pe bărbații implicați, dar unul dintre ei a reușit să scape. Președintele Turciei a anunțat componența noului guvern la câteva ore după ce a depus jurământul pentru un nou mandat de 5 ani cu puteri sporite, conform noii Constituții. Printre membrii executivului se numără și ginerele lui Erdogan, care a fost numit ministru de finanțe. În cabinetul de 16 miniștri nu mai există funcția de premier, care a fost eliminată. Președintele își va putea alege propriul cabinet, va putea schimba miniștrii și va putea elimina angajați din sectorul public, fără aprobarea Parlamentului. Turcia va avea un singur vicepreședinte, un fost consilier al prim-ministrului. Susținătorii lui Erdogan salută aceste schimbări pentru că liderul lor a pus valorile islamice în centrul vieții publice, a glorificat clasele muncitoare și a supervizat anii de creștere economică puternică. În același timp, opoziția susține că în acest fel țara face un pas spre autoritarism, acuzându-l pe Erdogan de erodare a instituțiilor statului. Erdogan conduce Turcia din anul 2003.
Saci plini cu milioane de hrivne au fost găsiți într-o pădure din orașul ucrainean Dnipro. Oamenii legii încearcă să afle cum au ajuns banii în această regiune și proveniența acestor sume colosale. Bancnotele au fost mărunțite cu ajutorul unei mașini speciale de tăierea hârtiei înainte de a fi aruncate în pădure. Sacii aveau etichete cu inscripții care ar arăta că banii ar fi provenit de la Banca Națională a Ucrainei. Responsabilii de la Banca Națională au declarat că, potrivit regulamentului, banii distruși trebuiau să fie transportați la un depozit special. Acesta nu este primul caz de acest fel. 4 ani în urmă, în Donețk, a fost găsit 1 miliard de hrivne, care la fel erau mărunțite. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Nu ratați la ora 21 știrile în rusă cu Iana Stepanenko și emisiunea politică a Nataliei Morar la 21.30. Vă reamintesc, dacă ați filmat imagini interesante, trimiteți-ne-le pe tv.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!